descurcat foarte bine până acum, să vedem ce vor face capitanii mai departe. Se vor descurca la fel de bine. Evident. Mai ales eu. Evident. Da, nu cu tine începem. O să începem cu Mirela. Mulțumesc. Și pentru că ne bazăm foarte tare pe capitan și știm deja că ei se descurcă extraordinar de bine, salvamari recuzita, vă rog. Ha! Attention, attention, Zeta. Sunt o stâncă. Zeta. Bun, o să te rog să frumos. Să știi că aceste accesorii nu trebuie să le ții în mână, trebuie să le pui în picioare. În picioare. Te-ai fi dus alcie la mal. Nu te bucura deocamdată. M-aș face râu. La umbra ta. Așa este regula. Dragă, nu este greu? Stați, eu trebuie să-i dau o replică. Ce replică? Așa? Da. Deci nu se cântă așa. Mai ales este, este o bijuterie muzicală. Păi da, din repertoriul clasic al muzicii noastre ușoare românești. Da. Nu știu dacă maestru Moculescu nu a spus, n-a avut ceva de spus până acum. La piesa asta se cântă așa. Dar piesa asta se cântă așa. Ia. De-ai fi tu zalcie la mal, m-aș face râu. La umbra ta. Foarte grațioasă, Mirela. Păi asta făcea. Hai, Zeța! Mirela, ce faci, Mirela? Ce faci, mamă? O să ajungă la un moment dat. Te rog să bucați în piscină înainte să luăm publicitate. Dacă se poate. Nu știu dacă astăzi va ajunge în zona de joc. Să fim pregătiți și să vină figurile! Go! Felicitări, Mirela! Felicitări! Zeta, n-ai picat! Așa. Să nu pici acum! Ce vrei? Ce vrei? Am putut! Și cu labele astea! Cu labele de scafandru, am înțeles. Hai să vedem reluarea! Mirela se îndreaptă în pași de dans spre zona de joc. Se pare că asta este luța ei norocoasă și de când e pe picior mare, Mirela are mai multă încredere în forțele proprii. Și-a fixat strategia, face o bătaie pe zona de joc, se aruncă, nimerește gaura și trece ca omul din Atlantis prin groapa Marianelor. Astea de final sunt exclusiv pentru fanii ei. 10 puncte pe deplin meritate de Mirela Zeța, ceea ce înseamnă că în acest moment din nou echipa ei se află la conducere. 30 de puncte pentru Mirela, doar 20 de puncte pentru Mișu Bendeac. Dar nu pentru mult timp, Fințescu. Păi, urmezi! Da, este rândul lui. Până acum am văzut că Mirela s-a descurcat foarte bine cu echipa ei. O să vedem ce face Mișu, așadar vom privi ce accesoriu o să ai pentru următorul zid. Sper că ea este accesoriu. Păi, dar nu e drept. Nu e drept. Nu e drept. Nu este drept. Cred că ți se potrivește foarte bine. Păi și el le ține în mână sau trebuie să pună... Păi nu, trebuie să zboare pe mătură, eu așa știu că fac. Trebuie să o lași pe cap, cred. Ia încearcă să o lași pe cap. Despre asta e vorba. Îți vine? Ai capul prea, capul prea mare, bine, cred. Având în vedere că ești un mare vrăjitor. Să vină figurile! E predestinată! Hai, respectă figura! Nu, nu, nu! Da. A căzut în apă! A căzut în apă, n-ai respectat figura! Cum stătea vrăjitoarea pe mătură? Păi cum stătea vrăjitoarea? Păi cum stătea? Tu n-ai stat bine! Păi e imposibil, vă sunteți nebuni! Cum să fie imposibil? Păi hai, să vedem reluarea, da. Să vedem dacă era imposibil! Acum o să mi-i și punctele! Mișu Bendeac, un vrăjitor al divertismentului românesc. Nume de scenă, vrăjitorul din Orz. Ocupația, magia albă. Locul de muncă, Prima TV. Stilul, liber. În seara aceasta ne va prezenta numărul cu broscuța fermecată. Și chiar ne-l prezintă, pentru că așa sare Mișu al nostru prin zid. Ca o broscuță. Maestre Bendeac, n-ai prea fost la toate orele de magie. Vrăjitoarea stătea din profil, tu trebuia să stai și tu din profil. Păi fii atent, nu, facem așa, pe cuvânt pădurare. Ia să văd. Nu ne dați niciun punct la această probă, dar dacă se întâmplă vreodată ca ei să nu respecte vreo figură, să faceți exact la fel. Nu o să facem 10 așa, o să dăm 10 sigur că da. Facem ca ei. 10 trișezi. Ai văzut ce pun manager avem? Ai văzut ce pun manager e ca și mine. Știi să... Ești manager?
Nu, dragă, tu ești un bun manager pentru mine și pentru Denisa. Raluca, pardon, stai că eu dau un duet între voi două, nu vedem? Da. Dar ce mai contează? Așa s-o țipat-o. Era la vrei tu să treci în momentul de față prin aceeași figură și să ne demonstrezi că se poate face lucrul ăsta pentru încă 10 puncte? Ce face? Da, cu o condiție. Ia, așa. Mă voi așeza mult mai departe de zona de joc. Nu, demonstrez că se poate. Nu mă facem așa. Dacă vreți mai încerc încă o dată, dacă nu iese din profil... Rămâne 10 puncte. Nu, îmi luați alea 10 puncte. Îți luăm alea 10 puncte. Da? O mai faci odată. Așa ok. Face. Bine. Hai, Mișu. Dă-mi cu oricum, aplauze pentru sportivitate și fair play. Bravo, Mișu. Le să faci corect. Să vină figurile. Doamne de săcată. De ce săcată? Mișu, bine, nu mă interesează. Trebuie să mă răspund. Mișu? Hai, pălăria. Capul în față. Fato să vie. Hai, Mișu. Hai, Mișu. Mișu nu vrea să-i fie pătat renumele și ne mai face o demonstrație bazată pe iuțeală și nebăgare de seamă. Basca de vrăjitor e din altă colecție și nu prea l-ascultă. Mișu renunță la ea, strânge mătura între picioare, o turează la maxim și trece și de data asta, luându-și o bucată din zid pentru analiză. Chestii de ale lor, vrăjitorii. Vezi, ai spart zidul. Păi, dar și probabil că poziția n-ai picioarele... N-ai voie să spart zidul, da? Nu, da. N-ai voie să spart. Ok, bine, luați-mi 10 puncte. Nu, ține loc, ține, lăsăm acolo. Dar te admirăm în același timp. A, mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Avem în continuare egalitate. 30 de puncte pentru echipa Mirelei. Și 30 de puncte pentru echipa lui Mișu. Începând din această rundă. Păi, dar nu e drept. Păi ce faceți? Nu e drept. Nu e adevărat. Ce nu e drept? Ce nu e drept? 30 la 30. Să vă aud echipa roșie? Și acum pentru echipa noastră. Și pentru echipa albastră? Adică din nou. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Deci publicoasă și ne iubește pe noi. Voi sunteți în plus aici. La puncte contează. Liniștiți-vă, domnule. Așa. Sau doamnă. Sau doamnă. Vă rog frumos să notați faptul că punctele puse în joc devin din ce în ce mai multe. Avem 20 de puncte la această rundă la fiecare probă, pentru că vor începe să participe câte 2 membri din fiecare echipă. Dacă trec amândoi de zid, se acordă 20 de puncte echipei câștigătoare. Dacă unul pică în apă și celălalt trece, doar 10 puncte. Și dacă ambii pică în apă, să n-aveți prea multe speranțe. Așadar, să dăm drumul rundei a doua. Și o să începem cu Mirela. Mirela, pe cine desemnezi să participe la această? Dacă tot... Sunteți în picioare? Sunteți în picioare. Poftiți, vă rog. Poftiți. Haideți să mergem în spațiul, în zona de joc. Prevăd ceva urât. Prevăd că o să te maci. Ceva urât și rău. Atenție mare pentru 20 de puncte. Da, sunteți pregătiți. Ta, da. Nu uitați să nu ieșiți niciodată din zona... Să vă mulați pe figurile sculptate în perete, da? Să vină figurile! Jos! A fost o trecere cam brutală. Haideți, vă rog frumos, alături de mine. Uite! Ați reușit să treceți amândoi. Hai să urmărim reloșile mai întâi ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Pentru că n-a făcut playback anul ăsta, Rică a scos o peasta mică în lume să-i arate cum trăgea el la zid. Denisa e fâșneață și nu mai are răbdare. Rică a mai văzut și ziduri și găuri, așa că stă impasibil privind în zeflemea zidul care se apropie. Plictisindu-se, se hotărăște brusc să-i arate și niște plonjoane. Denisa, ai fost atentă? Că data viitoare nu te mai învăț. Meseria se fură.
echipa Mirelei primește 10 puncte pentru că nimeni n-a căzut în apă. Așa. Dar atât, dar... pentru că n-ați respectat figura asta. E bine și așa. Așa fac-o. Doar 10 puncte pentru echipa Mirelei. Șansă mare pentru Mișu să prindă un mic avantaj. Vă rog, nu este o șansă, va fi o realitate. Se încercați două lucruri de data viitoare. Să nu depășiți zona de joc și să executați cât mai bine figura. Dacă eu pic cumva mă poate lua apă, domnul. Auzi, dar cum facem? Acum te apăr eu pe tine, Naomi, că pe Denis s-a apărat Orică. Dar nu te supăra, dar ce la unghie? Asta mă interesează. Ce e asta la unghie? E un model frumușel. A avut ce ai avut cu unghia, dragă. Și acum e rândul lui Mișu să desemneze doi participanți. La rândul Mișului. Lui Minișor. Domnilor și domnilor. Lui Mișu. Pentru prima dată în direct la televiziune. Hai, păi ștear, fadere. Să vină figurile. Naomi, să ai grijă să nu cazi. Cu care nu te vorbești? Hai, Mișu! Uite! Trece, depășiți zona de joc! Se pare că am avut aceeași problemă. Să se filmeze dovada. Uite, veniți la mine! Naomi? Nu trebuia să respect eu. Cum veneai cu mâna? Păi ce să respecti? Eram bot în bot, te-ai întors cu spatele. Păi nu, stai mă să ne înțelegem. Nu am înțeles reflexul, Trebuie să respectați figurile. Și n-a fost bine? Ne pare rău, ne pare rău, Mișu. Ceva s-a întâmplat și să respectați figura. Ca să înțelegi de ce n-a fost bine. Haideți să vedem reluările. Doamnelor și domnilor, în premieră mondială pe țară vă prezentăm originalul și personajul pe aceeași zonă de joc. Naomi e cooperantă și se pare că vor face o figură frumoasă. Dar ce se întâmplă? Se pare că Naomi are resentimente și nu poate să uite momentele de la mondenii. Îi întoarce spatele lui Mișu și fiecare se descurcă pe barba lui. Până la finalul emisiunii mai avem timp să se sudeze cuplul. Tu nu vezi că erau față în față și tu cum erai, pă? Nu erai cu spatele și tu afa, dracu? Eu eram normal cu fața, te-ai întors cu spatele din reflex. Eu zic s-o lăsați moartă. Pe cine? Deci, Vințescu. Pe discuție. Oana. Am impresia că s-a comis aceeași greșeală și o să vă dăm 10 puncte. Pentru că Mișu a respectat poziția și nu a rupt nicio parte de zi. Dar la Eta Spar și video au depășit și a voi spart. Atenție, pe viitor, dacă se mai sparg ziduri, nu mai dăm puncte. Hai, nu mai și vă punem să plătiți, să veniți cu bani de acasă. Vezi că sunt de import zidurile, știi? Exact. Da. Trece pe viitor. Da, bă, dar la fizicurile astea putea să intră 3 la un zid, de la ce să zic eu acum, nu? Uite, 3 la pachet. Dar dumneavoastră, dacă vă urcați pe cântar Nearică, cântarul, știți ce spune? Ce să vă urcă, atenție, nu cântărim grupul! Cântarul, dacă vă urcați noastră, o să zică cântarul pentru noastră. Atenție, nu cântărim grupuri! Știți și bani! Se pare că oricum avem egalitate de puncte între cele două echipe. E cap la cap, Zeta, e cap la cap! Da. Deci să trecem la următoarea rundă! Bună dimineața! Neața! O, fetele astea. Bună dimineața, dragul meu. Mersi. Cu plăcere. O, mulțumesc. Eu sunt Alex, prietenul Corinei. Neața, tati. Ce, iubitule, întotdeauna ți-ai dorit un fiu, nu? Iacob Scrânung. Puterea Alinta Romei. Avem două plicuri. La această rundă o să avem parte de o întrebare de cultură generală și un invitat surpriză. Mămică mea. Prima, prima care va alege va fi evident Mirela. De ce? Pentru că sunt o doamnă. E o doamnă. O domnișoară. Ce bune? Mă iertați. Deci acest măritat. Plic îți revine ție. Mișu? No. Da. Eu am văzut deja. Eu știu ce am eu. Zeța? Proba de cultură generală. Deci vei pierde din start. Te rog să te retragi, luăm publicitate. Nu uitați să nu părăsiți zona de joc. Așadar, să vină figurile. Pasă, pasă. Pierd înainte. Hai, venga. Hai, Mișu, concentrează-te. Nu pleca, Mișu, nu pleca. Concentrează-te, nu intrați. Hai, în afara zonei de joc. Linia. Oameni buni, suntem răzbunați!
Hai, Mișu, hai, Mișu. Ce faci? Degeaba, degeaba, suntem răzbunați. Mătreață. Gata. Ce-ai făcut, fată? Ritmul ăsta, sigur, nu. Felicitări. Mulțumesc frumos. Bravo. Mișu, tu chiar credeai că o să trece? Da, am fost un trec liber. A fost acolo o mică problemă. Nu știi ce s-a întâmplat? Dar zici și mie, cum dai voi, singur, care a picat? Știi de ce încă au făcut ei ceva? Au făcut ei ceva? Și întâlnit partea de acolo de la mine. Hai să vedem cu părerea și să vedem reluarea. 1, 2, 1, 2. Fetelor, sunteți pregătite? Se pare că fetelor nu prea le stă gândul la figură și se amuză. Sperăm că nu pe seama lui Mișu. Spiritul de echipă învinge orice urmă de amuzament și cei trei fac front comun în fața zidului. Mișu e galant și le lasă pe fete primele. El le admiră din spate. Dar se pare că rămâne într-o stare de reverie și zidul îl prinde pe picior greșit. Mișu se scurge ușor în piscină spre baia de rigoare. Pentru această evoluție, echipa lui Mișu primește 20 din cele 30 de puncte pe care le aveau în joc. Nu e, nu e adevărat! Un pic, nu e drept! Ia stați puțin! A căzut în apă! De ce e de depățit? Stai cu minte, că ați ajuns la Mondeni! Pato! Scute mai acolo, că ne urmă! Așa e aia care pierde ea prima de joc. Deci ajunge, nu ești la Mondeni! Stai, stai, stai! Așa e acum! Stai puțin! Care e fraierul e pe locul întâi! Să nu plonge în alte discuții. A depășit limita. Nu, dar Nu este adevărat. Un zid. Nu sunt de acord. Și voi, uite, cu căști e făcătură. Nu mai comentați. În acest moment, echipa lui Mișu Bendac se află la conducere, are 60 de puncte. Nu-i corect. Așa e, la 20 de puncte, nu mai vine echipa condusă de Mirela Zeța.